Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune ULBS Alumni. Invitata noastră de astăzi este Seliana Nistor, gimnastă de talie mondială, ce a avut ca linie de start în carieră orașul Sibiu. După absolvirea liceului sportiv, a urmat facultatea de științe, specializarea sport și performanță motrică din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. A construit pe baza muncii, a curajului și a perseverenței o carieră demnă de admirat, medaliată la campionatele europene, mondiale, și medaliată olimpică. Odată cu încheierea carierei sale de gimnastă, Seliana Nistor a început un alt drum cu un alt rol, acela de antrenoare. Talentul și munca sa au făcut-o ca numele sportivei să fie cunoscut nu doar la noi în țară, ci și peste hotare. Seliana Nistor susține faptul că fără sacrificii nu poți face performanță. Bun găsit! Bine v-am Mulțumim găsit! că ne-ați acceptat invitația. Mulțumesc și eu de asemenea de invitație. La ce vârstă începe cariera unui gimnaste? Când își începe? Când intră pentru prima oară într-o sală de... Eu mi-am început cariera de gimnastă începând cu vârsta de 4 ani, 4 ani jumate, apoi ca și performanță începând de la vârsta de 7 ani, 7 ani jumate. Cât la sută e muncă și cât la sută talent? Eu acum, conștientizând faptul că pot să zic că am avut mai mult talent decât am muncit, recunosc. În schimb, aici nu știu unde se găsește echilibru, de fapt, între talent și muncă. Deși cred că amândouă au un rol foarte, foarte important. Cum ați ajuns să faceți gimnastică? Cine v-a ajutat? Cine v-a influențat? Cine aveți un Pe mine antrenor? m-au îndrumat părinții. Părinții mei, mai mult tatăl meu, a fost un sportiv amator. Bineînțeles că amândoi, și mama și tata, m-au dus la sala de gimnastică și doamna antrenoare de acolo, pe vremea aceea, Mihaela Stănuleț, care dânsa m-a format. Din prima zi de când am ieșit când am intrat în sala de gimnastică, după ce mi-a făcut așa o evaluare, a spus că sunt talentată, din ceea ce mi-au spus și părinții, și apoi a urmat munca, bineînțeles. Asta vine și cu sacrificii. Ce... Fără sacrificii nu ajungem nicăieri, indiferent că este o latură sportivă, indiferent de orice, în viață, fără sacrificii nu ajungi undeva sau să-ți atingi acel scop. Am văzut un alt interviu cu dumneavoastră în care am văzut un episod cu ciocolata și faptul că m-am gândit că e unul dintre lucrurile care lipsesc unui copil în perioada aceea. Mai sunt și alte lucruri care de care e privat un sportiv de performanță care începe de mic cariera. Pe vremea în care eu am profesat ca și gimnastă, pot să zic că am prins o generație destul de bine punctată. Într-adevăr, nu aveam acces la alimentație, așa cum îmi doream mai multă ciocolată, nu aveam acces la telefoane, ceea ce se întâmplă în ziua de azi. Eu zic și recunosc toată viața mea că prin ceea ce am trecut și cu astfel de restricții pe care le-am prins în momentul, în perioada aceea, pot să zic că mi-au prins foarte bine. De ce? Ne dându-mi ciocolată cât eu doream, bineînțeles că altfel nu mai puteam să ajung ceea ce sunt astăzi. Fără performanță și fără perseverență, de asemenea, nu puteam să ajung Steliana Nistor și cu un palmares atât de frumos. Ori dacă aveam acces la tot, la câtă mâncare vroiam, la câtă ciocolată, la telefoane, la viață normală, la, nu știu, acces la orice, nu cred că mai puteam să îmi ating scopul de a deveni campioană. Referitor la palmare, știu că aveți 5 medalii la nivel european, 3 la nivel mondial și la olimpic, una la echipă, da? Da. Astea sunt cele mai mari satisfacții sau astea sunt doar cele pe care le vedem noi? Mai sunt și multe altele. Cele mai bune rezultate se văd acelea cele mai importante. Inal, acum, dacă stăm să le enumărăm pe toate, de la campioană națională, balcanică, europeană, mondială și olimpică, sunt foarte multe. Și da, cele mai importante sunt acelea pe care le-ați denumit dumneavoastră. La un moment dat, cariera de gimnastă s-a terminat și ați ales să vă retrageți și să începeți o nouă etapă de antrenoare.
Când a venit momentul retragerii? Ce s-a întâmplat? Momentul meu de retragere din activitatea sportivă a urmat la vârsta de 19 ani, după Olimpiada de la Beijing din anul 2008. Apoi am ajuns acasă. Primul lucru, m-am înscris la facultatea din Sibiu. Mi-a făcut o foarte, foarte mare plăcere să fiu studentă acestei facultăți, unde pot să zic că am avut foarte multe satisfacții și am dat de un colectiv și un personal foarte bun și foarte înțelegător și le mulțumesc pe această cale. Vă mai aduceți aminte de prima zi de studenție, cum a fost? Da, deci prima mea de zi de studenție a fost super haioasă. De ce și când? Când s-a făcut prezența, așa, toți colegii mei fiind foarte înalți, venind din alte discipline sportive, handbal, volei, atletism și așa mai departe, și vin eu la prezență și bineînțeles că îmi strigă numele și da, de politețe m-a ridicat în picioare. Iar domnul profesor spune, da unde ești? Zic, aici, la care, dar nu te văd. Zic, păi sunt în picioare. Păi ridică-te să te vedem. Zic, păi sunt în picioare și bineînțeles ca să mă vadă, m-am urcat pe bancă și am zis, acum mă vedeți? Zice, da. Deci a fost super haios, mi-a plăcut. Memorabil. Da, da, da. Oameni care v-au rămas dragi din perioada studenției, profesori, colegi, aveți? Da, sincer am și chiar am dat de un colectiv foarte frumos și foarte înțelegător și, nu știu, și înainte școala era cu totul altfel față de astăzi și pot să zic că de toți profesorii mi-au plăcut în același mod. Okay. Cum este privită gimnastica din poziția aceasta de antrenor? Cum e? Wow, da, este foarte diferită față de atunci când ești sportiv. Atunci când ești sportiv, te gândești și te concentrezi doar la ceea ce făceai în antrenament și îți mai aduci aminte doar atunci când îți dădea antrenorul o indicație și trebuia să o faci. Ori acum, ca și antrenor, profesor, văd total diferit lucrurile cum stau. De ce? Ca și antrenor și ca profesor, trăiești alte emoții. Ce sfaturi le puteți oferi celor care vor să vă calce pe urme și să ajungă să facă performanțe atât de mari în gimnastică? Eu doresc tuturor copiilor din ziua de azi, în primul rând, să își aleagă o latură sportivă, indiferent de care va fi. Sportul este foarte important, te poate disciplina. Cum îi motivați? Îi motivez să facă sport, îi motivez chiar și atunci când le este greu să nu renunțe. Muncă și disciplină. Muncă, disciplină, respect, înțelegere, înțelepciune, toate își au rolul lor. Ok. Și referitor la Sibiu, pentru că sunteți născut în Sibiu și ați urmat și cursurile și acum sunteți iar în Sibiu. Ce vă leagă cel mai mult de Sibiu? Aveți un loc preferat? Între timp am și plecat să profesez în Norvegia și în Germania. Oriunde aș fi fost, oriunde aș merge, tot acasă mă întorc. Nu știu de ce. Nu văd ceva, altceva față de ceea ce văd acasă. Cred că oriunde ai merge, tot acasă te întorci și acasă poți să faci ceea ce îți dorești. Cred că pe mine m-a atras cel mai mult sentimentul de acasă, fiind plecată de atâția ani, fiind plecată de la o vârstă destul de fragedă de lângă părinții mei, familie, frați și așa mai departe, prieteni. Tot acasă m-am întors datorită sentimentului. Și să zic că un loc preferat, nu știu dacă am, cel puțin prin oriunde există natură, oriunde există liniște, probabil așa, mai în afara Sibiului, am câteva locuri preferate unde atunci când vreau să mă liniștesc sau să-mi pun gândurile în ordine, acolo mă retrag și cuget în tăcere. Da, cam astea sunt. Ce v-a ajutat să depășiți momentele grele în carieră? Poate oamenii, poate
nu știu, puteți să ne povestiți o situație? Păi, fiind acolo la lot, unde antrenorii erau și părinte, și frate, și soră, și cele mai grele momente prin care am trecut, dintotdeauna antrenorii m-au ajutat. De ce spun asta? Pentru că dacă făceam gimnastică la clubul de gimnastică, nu cred că mai aveam astfel de performanțe. Ori trec de acolo, în complexul olimpic, la lotul național, altfel antrenorii ne puteau controla, ne puteau disciplina și ne puteau îndruma și de asemenea ne și ajutau. Ne erau alături de noi în orice moment. Când era bine, atunci când câștigam și atunci când pierdeam, tot lângă noi erau și atunci când ne era dor de părinți, vroiam acasă, tot antrenorul m-a ajutat să trec peste. Și acum mă gândesc că la fel se întâmplă și cu dumneavoastră în postura de antrenor și de profesor, nu? Categoric. O să vă rog să ne răspundeți la 5 întrebări din chestionarul lui Proust, care sunt: ce urăsc cel mai mult? Ce urăsc dumneavoastră cel mai mult? Ce nu vă place? Ce urăsc cel mai mult? Cred că cel mai și cel mai mult, minciuna. Minciuna. Ok. Și ce iubești mai mult? Natura. Natura. Și căței. Și căței. Aveți căței? Da, chiar am doi. Și iubesc căței, orice fel de cățel. De ce rasă sunt? Sau nu sunt de rasă? Da, este un bișon și un Yorkshire Terrier. Am înțeles. Aveți o persoană în viață pe care o admirați cel mai mult? Da. Andreea Răducan. V-a fost inspirație, mă gândesc, nu? Dintotdeauna. Ați apucat să fiți și cu ea la lot sau e mai mare, e diferența de vârstă mare? Da, dânsa este mai mare decât mine. Am înțeles. Ce prețuiești cel mai mult la un prieten? Sinceritatea, loialitatea și omenia. Okay. Aveți un moment în care puteți să spuneți că ați fost cea mai fericită, cel mai fericit moment din viața dumneavoastră? Cred că cel mai fericit moment a fost pentru mine atunci când am urcat pe podium. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care am urcat pe podium, am uitat de orice fel de durere a corpului pe care o aveam. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Să aveți mulțumesc, tot ce faceți. Și sperăm că într-o bună zi o să ajutați la formarea noi Steliane Nistor pentru comunitatea. Eu îmi doresc mare, mare drag și chiar o caut pe următoarea Steliane Nistor. Sperăm să o și găsiți. Bine. Abia aștept. Mulțumesc. Cu mare drag și eu mulțumesc. La revedere. La revedere.